Vreau să citesc un text din Luca, deși abordarea va fi foarte atipică. Luca 5, pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Ginezaret și îl îmbulzea norodul, ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două cărăbi la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a început să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucat se spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovară și lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Subiectul pe care îl abordez astăzi nu e un subiect foarte emoțional. Nu e genul de predică care se termă cu chemare și cu lacrimi și cu batiste. Este o predică care cere schimbare de paradigmă de viață. Și începe cu o întrebare. Ce ai simțit azi dimineață când o suna ceasul? Și o trebuie să mergi la școală sau la muncă. Fii sincer cu tine. Te-ai un umplut de bucurie? Sau ai fi preferat să nu existe ziua asta? Sau, oh, iartă să plec la școală. Iar la lucru. Cu alte cuvinte, câți dintre noi, ne bucurăm că trebuie să mergem la școală. Câți dintre noi ne bucurăm că trebuie să mergem la muncă? Sau câți dintre noi muncim că trebuie să plătim cheltuielile? Care ar trebui să fie atitudinea mea față de muncă și față de școală? Vorbesc despre astea două, pentru că jumate sunteți probabil studenți și elevi, jumate lucrați sau sunt ambele categorii aici. Da? Muncă, școală, e tot una, e tot o formă de muncă. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de muncă? Ne place ceea ce facem. Mergem cu drag la birou sau la școală. Hai să începem cu o întrebare mai fundamentală. Munca cei? E o binecuvântare sau e un blestem? Aveți voi să vorbiți și surorile. Ce ziceți? Bine, cum tare zic unii, da? Cât credeți că e un blestem muncă? Să ridicați o mână. Uite, o să ridicați mai mult că munca e blestem. Da, sunt câțiva care cred și asta. Păi să vedem, cine a inventat munca, unde s-a inventat munca, știe cineva când s-a inventat munca? Prima apariție în scripturi a muncii, unde s-a inventat munca? În Eden. Zice cuvântul în Geneza capitolul 2, chiar la începutul începuturilor, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Da? Prima muncă, prima meserie a fost meseria de grădinar. De aia s am făcut o grădină foarte frumoasă și o spun la toți, adevărații bărbați au grădină, nu casă. Adam a avut grădină. Adam. Da? Munca asta agricole e frumos. Deci, munca a fost inventată în lumea perfectă a lui Dumnezeu. N-are cum să fie munca un blestem. Pentru că în lumea aceea nu exista blestem. Dumnezeu a făcut munca neden că nu exista păcat, că nu exista blestem, că nu exista încă. Impuritatea asta spirituală adusă de diavol în lume. Deci, munca este, după scripturi, o binecuvântare. Înseamnă că ar trebui să-mi placă munca. E ceva bun. Nu uitați, Domnul Isus vorbește, Dumnezeu vorbește despre de blestem, dar munca cu sudoare e un blestem. Da, o consecință a păcatului este munca cu sudoare, nașterea cu durere. Dar munca în sine este o binecuvântare pentru viață. Ar trebui să-mi fie drag să mă duc la servici, să-mi fie drag să mă duc la școală. Apropo de asta, legat de Geneza, vreau să fac o paranteză pentru, știu că la tine tot problema căsătoriei fierbe cel mai tare. Dacă veți uita asta, predic la anunț, în Geneza 2, în versetul 15, se inventează munca și în versetul 18 începe căsătoria, deci e mai jos, da? O egal, 18 e mai mare decât 15, da? Matematică. Deci, întâi, în Eden, apare munca și apoi apare căsătoria. da? Nimeni să nu crede că se poate invers. Dacă nu ești în stare să lucrezi, vezi-ți de treabă. Sunt prea mulți tine care cred că părinții sunt sponsorii lor, prelungim copilăria, ne căsătorim, doar mâncăm și dormim și ne distrăm și da, ca niște verme de mătase pe banii părinților. Dacă nu ești în stare să lucrezi, nu te căsători. Este sub demnitatea umană să fii un verme de mătase, un mormoloc care nu mai mănâncă și doarme cu soțul sau soția și nu ești în stare să lucrezi. Întâi munca, la o paranteză de consiliere premaritală, și apoi căsătoria. Amin. Hai să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Că el este astăzi în vizorul nostru. Cât a lucrat Isus în viață? Câți ani a lucrat? Undeva la 20 de ani, probabil, nu știu la ce vârstă începeau în copilărie evrei munca, dar până la 30 de ani știm sigur, Isus a lucrat ca dulgher. Exact ce am făcut eu astăzi. Da, de-aia zbelit pe mâini și murdar. Am lucrat cu lemnul. Iisus a fost dulgher sau tămplar în atelierul Tatălui său. Câți ani a predicat? Asta știm sigur, nu? Câți ani a predicat Isus? Trei ani, trei ani și jumătate. Deci, Isus muncește mult mai mult decât predică. Interesant. Până și viața lui Isus ne învață că e foarte importantă munca. Adică Iisus nu vine cu aerul ăla de superman, că era super om. Da, sunt fiul lui Dumnezeu, am venit să vă mântuiesc, domne, munca pentru... Nu, Iisus lucrează mai mult decât predică. Mult mai mult decât predică. Poate că de șapte ori mai mult decât a predicat, a muncit. Cu dăruire, cu diligență, atent, a fost un dulgher, parecum profesionist, avea atelierul lui acasă. Deci munca nu i rea. În niciun caz, nu înțelege din textul acesta că Isus îi spune lui Petru: "Petre, lasă pescuitul". Ce pescuit, domne? Ce muncă, ce șantier, ce, domne, evanghelia. Isus nu disprețuiește munca lui Petru aici. Nu comunică textul în niciun fel că pescuitul ar fi fost ceva nedemn, semi curat sau chiar murdar. Aici eu văd, cel puțin în textul ăsta, o promovare de la o formă de muncă la altă formă de muncă. Petre, îi bun pescuitul, dar eu vreau să-ți dau altă slujbă. Și atunci când îl găsește Iisus pe Petru în Ioan 21, eu nu înțeleg de ce predicatorii văd acolo un, un fugar, un Petru să întoarce la pește, o căzu spiritual, clară treaba, dacă s-o întorci la muncă, îți dai seama, nu! Petru are tot dreptul în Ioan 21 să fie acolo. Este meseria lui. Iisus nu-i reproșează, Petre, te-ai lepădat, te-ai apucat de muncă iarăși. Tu ești pentru Evanghelie, Petre. Nu! Petru rămâne înțeleg pe scar. În Ioan 21 merge la locul lui de muncă. Însă Iisus îi spune, Petre, vreau să faci altă muncă. Deci, din Scripturi, reiese că munca este o binecuvântare. Pe Dumnezeu îl interesează cum muncim, pe Dumnezeu îl interesează cum învățăm la școală. Vreau să mai citesc încă un verset, vreau să mai dau încă un exemplu. Am vorbit despre Domnul Isus, despre textul nostru, am vorbit despre geneza, da, un studiu începe în geneza întotdeauna. Haideți să mergem în, acum în 2 Tesalonicen -3, 3, pentru că vreau să ne uităm un pic și la Apostolul Pavel. Un alt exemplu demn de urmat, cel mai mare teolog, un mare predicator, spune așa, în 2 Tesaloniceni 3, cu 10. Sau începem mai sus, cu 7. Voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul, să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Când citește aici, se pare că Pavil a alarmat de ceva uh, erezie, grosolană. Fraților, există între voi neorânduială. Oameni care trăiesc într-un păcat grav. Care e ăla? Lenea. Auzim că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, adică nu lucrează nimic. Și cine nu lucrează nimic, în final se apucă de nimicuri. Așa zice Biblia. Nu lucrează nimic, se țin de nimicuri. Amintesc de fata unui prieten foarte bun. Am nimerit într-o zi la ea acasă, când era un pic de ceartă și ea era așa ca o butelie. Și dar ce cu tine, dragă? O fetiță de câțiva anișori acolo la școală. Supărată. Păi de ce? Tata mă obligă să fac meditații la engleză, la limba română, la nu știu ce. Și zic, și nu-ți place engleza? Nu-mi place. Dar nici româna nu-ți place. Nu-mi place. Era supărat că face pian, obligat obliga să facă pian. Și dar nici pianul nu-ți place. Zice, nu-mi place. Și zic, da, domnișoară, dar ce-ți place? Nimic o să-ți ia. Zic, vezi că devii specialistă. Da? Devii doctor în nimic adică nimicuri, tânărul sau tânăra care stă tot timpul pe TikTok și face ce zice aici, swipe sau scroll, da? veșnicile acțiuni ale leneșului existențial, care toată ziua scrolează și privește și stă ca un om fără nici ocupație. Da? Biblia spune, când nu lucrezi nimic, încep să te ții de nimicuri. Și tinerii care nu au ocupație și nu se implică. Ce bine că predi despre implicare, astăzi, deși nu știam ce prezentați dumneavoastră. Nu vrei cor, nu vrei fanfară, nu-ți place trompeta, nu-ți place nu știu ce, nu-ți place pianul, dar ce-ți place? Că omul care nu se ține de nimic, într-un final, în vidul acela existențial, intră nimicurile, drogurile, pornografia. Relațiile fără rost, pentru că cei care nu fac nimic, zice Biblia, într-un final se vor apuca de nimicuri. Doctor în nimicuri. Domnul să ne binecuvinteze. Deci, Dumnezeu este interesat cum, cum lucrăm. Este interesat de felul în care noi ne purtăm la școală. Deci, astăzi mă întreba și Daniel dacă ar fi să dau un titlu sau știu eu, un slogan, o idee, cheie, aș vrea să îl privim pe Domnul Isus nu ca mântuitor. Ne plac titlurile astea, mântuitorul, salvatorul, Mesia. Hai să-l privim pe Isus ca și colegul nostru de bancă. Isus, colegul meu de bancă. Cum ai învăța dacă ai conștientiza, ai internaliza că Isus e cu tine în bancă în fiecare zi? Ai mai copia? Da? Nu că noi credem că e cu noi, da? Asta e filozofie. Dacă Isus ar fi în bancă lângă tine, colegul, ai mai copia? Sau Isus, colegul meu de muncă, cum ai munci dacă Isus ar fi cu tine acolo permanent pe șantier? Ai mai dormi în robă? Te-ai mai sprijinit în mătură? Ai mai sta pe telefon după colț că nu te vede șeful? Da? Isus este cel care este cu noi în fiecare zi. Și asta nu-i filozofie. El este cu mine la muncă, cu mine la școală și interesat de relația mea cu munca, relația mea cu școala. Câteva gânduri în seara asta. Am anticipat deja acest prim gând. Mă uit la text și și spun că citesc textul cu niște ochelari diferiți, predic altceva decât de obicei predic și eu sau alții din text. Vreau să văd doi oameni la locul de muncă. Da, dincolo de evanghelie, de ce se întâmplă aici, eu văd doi oameni care își exercită meseria, dar sunt foarte diferiți. Isus lucrează cu multă Pasiune. Biblia spune că pe Isus îl îmbolzesc noroadele, lucrurile se întâmplă. E ca un businessman de succes aici, da? Deci folosim o paradigmă foarte comercială, oarecum, de business. Pe Isus îl îmbolzesc oamenii, oamenii vin să-l atingă, îl ascultă, îi sor cuvintele, pentru că înțeleg că Isus face ce face cu dăruire. Lucrurile se întâmplă în meseria lui, deși predicarea nu e meserie pură, e mai mult decât de o vocație. În schimb, Petru este omul frustrat la locul de muncă. Doamne, toată noaptea ne-am trudit. Vi se pare că omul ăsta are pasiune pentru ce face? Vi se pare un om de succes zicând, Doamne, toată noaptea noi și nimic, dregeau mrejele, da, le spălau așa în scârbă, sătui, obosiți, frustrați. Adică văd omul frustrat la locul de muncă, mai bine zis. Pe Dumnezeu îl interesează felul în care lucrăm. Și, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă, Asta e un prim gând, să ne facem treaba cu pasiune. Amin? Studiază cu pasiune. Părinții tăi muncesc ca niște sclavi în satul din care ai venit să te țină pe tine la facultate. Aveam colegi care nu spuneau părinților că sunt, nu știu cum să zice acum, rămăsiseră cu un an în urmă, părinții credeau un anul 4 era un anul 1 Și sponsorizau și vai să nu rap de foame și chirie în Cluj. Și le era pe cinci. Cineva au trudit ca voi să fiți la facultate aici. Școlile costă, chiriile costă. Faceți școala cu pasiune munciți cu pasiune, faceți lucrurile frumos. Știți că cei mai mulți oameni muncesc în slujba greșită? Mă, n-am statistici din România că noi nu ne cupăm cu asta, suntem preocupați cu supraviețuirea, dar americanii au. În America, unul din trei americani zic, îmi iurăsc slujba. I hate my job. Două trei din populația din America, așa e o populație destul de da, numeroasă, muncesc având o carieră greșită. Știți când apar cele mai multe sinucideri? Tot statist. Duminică seara. Când omul își amintește că mâine trebuie să meargă la lucru, își pune pistolul la tâmplă și să împușcă. Vă dați seama că de mult își cu oamenii meseriile? Știți când au loc cele mai multe infarturi, atacuri de cord? Culmea, luni dimineața, sună ceasul, omul se trezește și amintește că trebuie să meargă la lucru, crapă inima, moare. Atât de mult își iubesc oamenii slujba. Asta nu e glumă, e statistică. Prea mulți oameni printre noi muncesc doar ca să se afle în să câștigi un ban, că n au de ales, că trebuie să faci ceva, trebuie să-ți plătești chiria. Câți dintre noi am găsit slujba pe care o să o facem cu drag? Nu știu dacă n-ai nimerit bine, reprofilează-te. Am găsit oameni foarte blocați. Că nu le merge, schimbă. Eu m-am reprofilat. Am renunțat la două meserii pentru a treia. Sau chiar la mai multe meserii. Nu e o crimă. Nu-ți place? Schimbă geabul. Dar s-ar putea că nu asta e problema. S-ar putea că trebuie să schimbi atitudinea față de muncă. Cred că în generația aceasta. Trebuie să lucrăm la mentalitate în ce privește atitudinea față de muncă. Cred că nu trebuie să schimbi geabul, trebuie să schimbi atitudinea cei mai mulți dintre noi. Adică încearcă să descoperi frumusețea meseriei pe care o ai, a școlii pe care o faci. Dacă ai nimerit la o școală greșită, schimbă. Sunt oameni care vin la facultate ca la un fel de loterie. Aplic la inginerie mecanică, la managementul afacerilor și la limbi străine. La care intru? în viață nu cred că așa se pune problema. La ce ești bun? Ce ți-ar plăcea să faci? Nu intri la patru, intri între la 5, a psihologie, fie ce-o fi să fie facultate, prelungirea copilăriei în Cluj? Adică îți place ce faci. Dacă nu, caută altă facultate. Găsește domeniul în care să-ți placă să muncești. Descoperă meseria în care ești deja Ma, Vreau să vă spun ceva Noi trăim cu impresia că există meserii nobile și meserii mai puțin nobile Eu nu cred asta După scriptură, orice muncă este nobilă Am lucrat în viață pe șantier De la Salahor, la orice, altceva Am lucrat ca templar, Inclusiv astăzi Și mai devreme în viață Am lucrat într-un atelier Am lucrat ca bibliotecar Lucrez ca păstor Am fost evanghelist, misionar și vreau să vă spun ceva, toate meseriile sunt frumoase. Lăsați mirajul ăsta al meserilor nobile, banii făcuți repede și șmecherește și a, șantierul, muncă de jos. Știu eu, avem noi clasamentele noastre, munca este frumoasă. În orice loc de muncă ești, ar trebui să descoperi frumusețea acelei munci. Îmi de fratele Iun, care a scris o carte frumoasă, pe care o găsim în librările noastre, omul ceresc, și spunea acolo că a lucrat într-un lagăr de concentrare, câte 12 sau chiar 14 ore pe zi, cărând cu găleata excremente umane. Ceva mai urât nu se poate. Un alt prieten al lui creștin, tot așa, într-o închisoare, pentru că erau puși în mod da, penitent, disprețuitor, creștini să care astfel de da, elemente. Dacă mirosea tot până în piele și spunea acest prieten al lui Iun, pentru mine munca mea, haznaua închisorii, era grădina mea personală. Mergeam cu bucurie, scăpam de injurii, scăpam de colegi, cărând cu găleata toată ziua, mă gândeam la Dumnezeu, cântam, mă rugam și spune el, pentru mine locul ăsta de muncă a fost ca o grădină personală. Am avut un alt prieten, profesor de matematică, și asta spunea, Emi, eu am lucrat profesor mulți ani. Venise la mine în Phoenix să lucreze la business de bătrâni. Cel mai, nu știu, ciudat job la care nu m-aș fi văzut niciodată în viață. Și îmi spune Emi, mi-a așa de dragă meseria asta. Sunt intelectual, lucrez în școală, dar am venit cu toată inima aici în America, parcă spăl pe bunicul meu. Mi-e drag să-i spăl, mi-e drag să-i hrănesc, le predic Evanghelia, le cânt cântări, pe unii am botezat. E o meserie extraordinară. Nu puteam să înțeleg cum să găsești uh, plăcere în businessul de bătrân. Pentru el era o plăcere. Și am înțeles că, de fapt, problema este atitudinea. Și aici intervine Sfânta Scriptură, care zice foarte clar, asta e principiul oarecum de bază al al predicii de astăzi. Coloseni, capitolul 3, intervine Scriptura, ne dă un principiu foarte important. Coloseni 3 cu 17 și 3 cu 23. Și orice faceți, da? Inclusiv șantier, inclusiv business de bătrâni, învățător sau educator. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. 23 și mai clar, mai aproape de subiect. Orice faceți, să faceți cum? Din toată inima. Cum? Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și eu zic, amin. Orice faci, fă cu pasiune. Și aici mai trebuie să spun ceva. Din păcate, în generația aceasta există un miraj, o mare minciună promovată pe internet. Cum că există anumite meserii la care oamenii nu trebuie ta muncă. Și acum toți tinerii vor să fie influențări. Să vă iasă din cap poezia asta, că te mai muțărești și ești Dorian Popa sau familia Mateș și te îmbogățești doar cu, da, live cu mănânci fulgi cu lapte. Oameni buni, nu s-o desfința munca suntem mult prea ahtiați și nebuniți de visele astea de influencer, de youtuber, de gamer, da, joci pe PS5 și faci bani și... Oameni buni, dacă toată lumea ar fi influencer, n-am avea ce să mâncăm. Trebuie oameni în agricultură, în fabrici, trebuie să producem. Nu știu ce o să fie, toți oamenii spun același lucru, măi, nu mai am cu cine lucra toți patronii, fără excepție, nu mai am oameni, toți visăm la influencer, toți vrem să fim mateși sau doream popa, să stăm pe net, să facem live-uri și să facem bani. Spunea un mare om de afaceri, zice, copiii mei mă bat la cap în tati, hai să facem venituri pasive. Ce interesant, nu? Ce e la venit pasiv? Iluzia generației voastre, că stai și intră banii. Nu se poate. Nu se poate. Ca să ai bani trebuie să muncești. Și spunea bătrânul ăsta, înțeles, măi le-am spus, mă, ca să aveți voi venituri pasive, eu am muncit activ 30 de ani. Și după ce tot ai mare patron în Ardeal și cu blocuri și cu chirii, normal că tu numai nu merg banii de chirie. Dar nu visa la chirii în Cluj. Ca să ai bani de pe chirii în Cluj, trebuie să muncești activ, da? Pentru venituri pasive, muncă activă 30 de ani. Și la vârsta voastră să vă iasă din cap venituri pasive, influenceri, youtuberi și toate porcările astea. Dumnezeu vrea să muncești. Că intelectual, că din pix să fac bani, că din imprimantă, că ești uh, proiectant, nu e o problemă, dar propuneți să muncești. Munca este nobilă și trebuie să o facem cu toată pasiunea. Vreau să mai punem o întrebare legată de muncă. Timpul înaintează oricum foarte repede. Domnul Iisus îi spune lui Petru, Petre, știi ceva? Dacă tot ai o barcă și n-ai făcut nimic cu ea noaptea asta, n-ai vrea să-mi o dai mie? Uite, vreau să predic din barca ta. Vreau să fac barca ta folositoare. Vreau să țin o predică aici pe Marea Galilei, una memorabilă, din bărcuța ta. Sau cu altul de Petre, n-ai vrea să îmi dai mie barca ta? Eu vreau ca barca ta, Petre, să fie amvonul meu. Ce frumoasă imagine. Dar ca să fiu mai corect, scriptural, nici măcar nu-i o cere. Ce Petre, am nevoie de ea. O atitudine de domn, de stăpân, Petre, barca ta e de fapt a mea. Vreau să predic din barca ta. O imagine frumoasă, barca ta amvonul lui Isus. Locul tău de muncă trebuie să fie un amvon pentru Isus. Cât de mult este proslăvit Dumnezeu prin felul în care lucrezi, dincolo de pasiune. Felul în care tu înveți, felul în care tu muncești este o predică pentru cei de lângă tine? Și, dragii mei, dacă nu predicăm așa, credeți-mă, nu disprețuiesc live-urile, dar degeaba predici frumoase, oratorie și live și subscribe. Oamenii ne urmăresc la locul de muncă, cum nu vă imaginați. M-am săturat de întâlnirea aia cu oamenii în lume pe care vreau să-i evanghelizez, spune, Doamne, stai, eu am colegi de muncă pocăiți. Vrei să zic să se taie picioarele și să taie cuvintele, pentru că prea mulți dintre noi au o viață la biserică și o altă viață la locul de muncă. Și nu suntem, din păcate, unii, o mărturie la locul de muncă. Iisus vrea să predice prin bar, din barca ta. Adică Iisus te conștientizează astăzi că tu lucrezi pentru El. Spitalul în care tu lucrezi este templul Lui. Și de acolo 8 ore sau 10, tu aduci o jertfă. Felul în care tu lucrezi acolo înseamnă închinare. Sau dacă vreți, atelierul în care lucrezi, biroul tău de aitist, este un altar pentru Dumnezeu. Știți că pentru Dumnezeu, de fapt, miercurile sunt la fel de importante ca duminicile? Noi am separat prea mult viața noastră seculară, viața noastră de, de, de zi cu zi, da? de mireni, de cea de biserică. Da, închinare la biserică și uh, ridicăm mâinile, cântăm. Știi că felul în care lucrezi este o formă de închinare? Și că pe Dumnezeu îl interesează la fel de mult felul în care tu zidești sau operezi sau programezi, la fel de mult ca felul în care cânți sau predici aici la amvon, Că între miercuri și duminică nu e nicio diferență. Că și ce fac aici eu azi și ce am făcut dimineață când am șlefuit niște riflaje, e tot închinare, e tot slujbă. Și interesant că în limba română și jobul și ce facem aici e tot slujbă. Pentru că așa este. Și jobul și predicarea e slujbă la propriu în ochii lui Dumnezeu. Învață ca și cum școala ta este templu. Biroul la care înveți este un altar Dumnezeu trebuie să fie proslăvit prin felul în care tu lucrezi sau înveți. Așa că dacă sunteți aici copii sau tine, am văzut și copii, învățați cum trebuie. Întrezi un prieten al meu, la am la stăruință, după Duhul Sfânt atunci, a tânăr, și zicea un prieten al meu, zicea, eu nu cred că e păcat să copiez. Dacă toată sara strigăm aici la stăruință și ne rugăm și mâine copiem, nu-i păcat. Eu nu prea cred așa. Adică dacă ești pocăit, vii la biserică, te implici, sunt multe oportunități. Și copiezi la școală, Domnul iartă. Îi acoperiți. Eu cred că Dumnezeu vrea să fie văzut din felul în care tu te porți la școală. Și cred că un student pocăit, un elev, n-are voie să coboare sub nouă. Asta e părerea mea. Veți fi cap și nu codă. E grav dacă zic colegul a, pocăit prost, needucat, ultimul din clasă, e pocăit atâta, fustă, batic, da? La școală-i tămâie. Cred că ar trebui să transmitem o imagine prin felul în care învățăm. Și aici pot să spun ceva cu o amintire frumoasă, era o adevărată predică atunci când venea mama la premieri. O adevărată predică. Avea un braț de coronițe, un teang de diplome, tot cartierul știa. Mă ăștia e mult, dar nu e proști. Ăștia nu au făcut copii că nu au auzit de prevenție. Ăștia au făcut copii pentru că îi iubesc și educă. Am să bucuria părinților când veneau și vedeau că sunt la panou de onoare al școlii. Olimpic național, cel mai bun din județ. Patru ani la rând, premii naționale. Dacă intru în școala mea, sunt apreciat și acum, mica mea școală de cartier. Probabil am fost unul din cei mai buni elevi din istorie. Poate singurul premiu național. La liceu am fost de asemenea, dacă mă duc, mă vor primi cu mare căldură profesorii. Am adus premii naționale în liceu și cinste. Pentru că am găsit locul care mi-a plăcut. N-am fost bun la toate. Și aici am o paranteză. Fă ce faci cu plăcere. Nu fi bun. Tot cilarii nu-ți bundă nimic. Ăla cu toate de zece în viață, nu trebuie să înveți și latină, și logică, și chimie, Cum un pic din fiecare. Caută domeniile în care ești bun și fi bun în alea. Eu am fost foarte slab la franceză, corigent, din păcate, am trecut cu greu în semestrul 2, dar la fizică am fost cel mai bun din județ, și de cei mai buni din țară, pentru că am găsit locul în care am putut să fac ceva cu plăcere și mai mult, am văzut ce înseamnă să zică tot, băi, pocăit, Poate printre puținii pocăiți care erau în aceea mergeau la olimpiade naționale. Și ce bucurie avea părintele, mama, tata, biserica. Avem un elev care învață bine la școală. Și ce rușine când aud acum ca păstor de o anumită clasă în care copiii din biserica noastră sunt cei mai obraznici. Și diriginta zice, mă, numai cu pocăiță să mai treabă. Felul în care înveți, tinere, îl proslăvește sau îl jignește pe Dumnezeu. Felul în care lucrezi. Ar fi multe exemple. Nu vreau să mă duc prea mult în aplicații. Ați auzit de asta că numai cu pocăiță să nu ai de-a face? Da? A șantiere, țepe, întârzieri, mâine, vin, poi, marți. Oameni bun, nu mai dați termene dacă nu vă puteți ține de ele. Fiți cinstiți cu banii, cu prețurile, explicați corect oamenilor. Felul în care lucrăm este cea mai importantă evanghelie de luni și până vineri. Nu putem vorbi de Matei și de Pavel dacă noi nu lucrăm așa cum ne cere Scriptura. Dumnezeu vrea să fie calitatea muncii. Am întâlnit pocăiți profesioniști. E o adevărată cinste să-i cunoști. mi dragi oameni. Și vă pot da o listă completă cu meseriașii din biserica noastră care au lucrat la mine la casă. Dar vă pot da o listă și cu dânăștia alții pe care nu i-aș mai chema. Da? Pocăitul nu are voie să fie cărpaci. Omul ăla la kilogram face meseria de duzină și el când zidește drept, când te încuiaște drept, când programează o face cu dăruire și prin felul în care lucrezi trebuie Hristos să fie proslăvit. Amin. Cu siguranță să ne o predică cu aminuri, cu lacrimi, dar bine ar fi să lucrăm altfel de astăzi, să învățăm altfel de astăzi, să fim cei mai buni studenți din anul nostru, noi cei care ne numim copiii lui Dumnezeu. De asemenea, Hristos zice ceva aici. Ce Petre, hai să-ți arăt ceva. Uite, ai fost băiat bun, mi a dat barca. Vreau să-ți plătesc. Depărtează barca la adânc și aruncă mrejele pentru pescuit. Doamne, dar e absurd ce zici. E absurd. Tu n-ai făcut școală de pescuit. E împotriva manualului da, pescuitorului sau pescarului. Nu are nicio logică. Pești mănâncă dimineața în zor, noaptea. La ora asta, la mează, nu mănâncă pești. N-am -am cum să... Nu se poate. N-am prins toată noaptea. Dar dacă tu zici și spune Scriptura că s-a umplut mreaja de pești, de se rupeau mrejele. O imagine a binecuvântării lui Dumnezeu. O zis, Domnul, Petre, dacă lucrezi cu mine, eu pot să binecuvintez. Și imagine frumoasă, Iisus nu profită de Petru. Da? Iisus nu este un bădran Petre, dă barca. Petre, uite, predic din barca ta, dar să știi că plătesc. Chiar generos. Uite, îți dau o răsplată. Dupește ăștia acasă, du-i la piață, vindei. Probabil că niciodată n-a vândut de atâția bani. Ce învățăm de aici, dragii mei, ca business-ul, școala, munca, împreună cu Dumnezeu, este binecuvântată. Suna Evanghelia Prosperității, dar nu e. Implică-L pe Dumnezeu în cariera ta. Mă uit și văd aici relația lui Isus cu Petru. Petru nu zice, Doamne, îți mulțumesc pentru pești. Petru nu sare pe pești, nu-și face selfie. Petru sare la genunchii lui Isus și spune, Doamne, sunt un păcătos. Oarecum conștientizează că binecuvântarea este o consecință a unei relații. Mă deranjează Evanghelia asta a prosperității. Dumnezeu e un fel de bancomat. Binecuvântarea e un fel de automatism. Dai 10 lei, primești 100 un fel de, nu știu, nu există așa ceva. Binecuvântarea noastră e consecința unei relații. Suntem binecuvântați pentru că suntem copii lui Dumnezeu. Și binecuvântarea nu înseamnă nu ai bani, înseamnă sănătate, protecție, nu vorbim de o Evanghelie a prosperității, vorbim aici despre relație cu Dumnezeu, îl implic pe Dumnezeu, domnia lui, cum se spune aici, domnia lui în viața mea, înseamnă că îl implic în școala mea, mă rog pentru examen, îl rog să mă călăuzească în alegerea școlii, îl rog să mă ajute la investiția pe care vreau să o fac, îl implic pe Dumnezeu activ. Doamne, Tu ești sursa binecuvântării. Știu că sună slogan și poate chiar suntem de acord teoretic, însă practic, mentalitatea Pocăitului contemporan e total alta. Noi suntem mai mult capitaliști decât creștini în mentalitate. Și uitați-vă la felul în care lucrează frații și surorile. De fapt, când te uiți la cât de mult lucrează unii, aici la noi în județul Cluj, îți dai seama că ei nu cred asta. Nu, numai spunem. Noi nu credem că sursa binecuvântării este relația cu Dumnezeu. Noi credem altceva, ce spune capitalismul. Cu cât lucrezi mai mult, ești mai bine cuvântat. Mai multe ore de lucru, mai multe investiții, mai multe afaceri, mai multe puncte deschise, înseamnă evident mai mulți bani. Dar nu e așa. Biblic vorbind, sursa binecuvântării, vreau să conștientizați, este relația cu Dumnezeu. Și vă spun ceva ca un om a ajuns la jumate jumatea vieții, sper eu. Când începe să mai puște câte o balama, adevărata binecuvântare nu este să faci bani mulți, și să faci bani ușor. Prea mulți dintre noi ne-am avântat în acest spirit capitalist cu muncă multă, ne-am stors, ne-am epuizat, ne-am distrus sănătatea și acum avem bani și nu mai avem sănătate. Chiar este o binecuvântare să-ți dea Dumnezeu un job în care să faci bani ușor. Știu că am râs mulți de rugăciunea acelui frate rom de la binecuvântare cu Doamne fă să lucre puțin, să câștige mult probabil că el s-a rugat dintr-un spirit da, specific în ei să faci banii cât de ușor dar în adevăr fraza asta conține ade o realitate, în adevăr, eu cred că este o binecuvântare să muncești mai puțin și să câștigi mai mult asta e binecuvântare Petru aici nu prea a muncit îți arăt că te poți binecuvânta și fără să muncești mult, aruncă-mi de ce? pentru că era o relație și pentru că Petru a pus barca la dispoziția lui Dumnezeu. De asemenea vreau să mai subliniez ceva legat de binecuvântare. Este foarte important, dragii mei, să vedem asta. Petru zice, Doamne, e absurd ce zici, reiau faza. N-are niciun sens. Pescuit la 12 la amiază. Dar, Doamne, pentru că Tu zici și Tu ești Domn, pentru că Tu ești Mesia și eu cred în Tine. Uite, pentru că zici Tu, arunc Și ce mai înțeleg de aici? Binecuvântarea este consecința ascultării de Dumnezeu. Prea mulți dintre noi ne-am făcut un concept al Domniei lui Hristos foarte selectiv. Și asta predic des, nu vreau să intru în detalii. A, a Dumnezeu nu are treabă cu afacerile. A, Dumnezeu nu are treabă cu copii. Nu are treabă cu căsătoria, cu dormitorul. Nu are treabă cu politica. L-am cam scos pe Dumnezeu din foarte multe cămăruțe ale existenței. Dumnezeu rămâne domn la biserică. Aia suntem toți de acord. Aici zicem amin. Însă Dumnezeu vrea să fie domn în toate. Nu știu câți dintre voi chiar vă rugați pentru deciziile majore de business. Că l-am întrebat pe un mare om, da, cu bani mulți, de treaba asta, s-a uitat așa foarte lung la mine. Că îmi spunea cum au pierdut bani și case. Zic, bun, dar tu te-ai rugat că nu ai cumpărat casele alea? O, așa o moacă, cum adică să te roge. Da? Păi noi funcționăm pe principii de business. Zic, greșit. Cât de mult îl implic pe... Doamne, vrei să mă implic în afacerea asta? Vrei să cumpăr blocul ăsta? Vrei să mă implic... Foarte mulți nici nu se gândesc la așa ceva, însă domnia lui Hristos înseamnă ascultare de Dumnezeu și în ce privește meseria. Eu poate sunt considerat un om prea, da, un pendicostal de ăsta exotic, excentric. Eu mă rog, domnului, pentru orice. Și de când mă rog în cumpăr mașină, am cele mai bune mașini. Au fost ani în care am că cunosc eu pe un frate, eu cu frații câte țepe am luat. E de nostru, mașina e bună și nu a fost așa. Dezamăgiri peste dezamăgiri. De când am început să-l implic pe Domnul? Doamne, uite, vreau să-mi cumpăr o mașină. Te rog, implică-te. Am mașini bune, vechi, dar nu se mai strică. Aș lua alta, nu, dar dacă nu s-o stricat, cum să-mi cumpăr alta? Încă e bună. Și eu cred că asta e o adevărată binecuvântare. Spunea cineva care lucrează la reprezentanță chiar ieri, zice, Emi vin după o mie de kilometri cu mașini noi, au pușcat motorul. Efectiv, s au dus. Pentru că binecuvântarea nu este sigla, nici numărul de kilometri, ci binecuvântarea tânără de Dumnezeu și de ascultarea de El. Cât de multe rogi, da? Știți mărturia mea, am spus-o desigur despre facultate. La 19 ani nu m-am rugat pentru facultate. Nu eram pocăit. Nu înțelegeam conceptele astea. De eu vă sfătuiesc pe licenți, rugați-vă pentru facultate. Și o spun cu regret, am pierdut 5 ani studiind IT, fără să fie chemarea mea. Și am spus-o de o de ori, poate m-ați auzit, nici un leu n-am făcut, dar astăzi, octombrie, cât o fi, 2023, n-am făcut un leu cu diploma aia, 5 ani de integrale, de chinu, chinuri sufletești. Programare, ăștia roboți, microcontrolere și nu a fost pentru mine. Nu a fost pentru mine. Și am pierdut ani, pentru că nu l-am implicat pe Dumnezeu. Sau la o vârstă, Dumnezeu m-a călăuzit în altă direcție. Ei, vrei să faci ce vreau eu? Sau ce vrei tu? Vrei să pun Dumnezeu parafa pe visele tale sau să, să împlinești visele Lui? Și da, noi vrem bine, dar cum vrea Dumnezeu bine pe noi, nu vrea nimeni. Ce mare har să trăiești în dependență și în ascultare pe Dumnezeu. Pentru că cine ascultă de Dumnezeu este binecuvântat. Și ultimul gând, pentru că timpul a trecut și vreau să închei, mi-am propus să nu trec deși 20, să puteți totuși mânca liniștiți, la o oră rezonabilă, că treceți peste recomandările nutriționiștilor în curând. Vreau să mă uit la ultimul verset și să mai adaug un gând. Iisus spune, Petre, vreau să te fac pe scară de oameni. Vreau să te promovez la o slujbă mult mai înaltă. E bine să pescuiești petre. E bine să fii pescar, să ai business, să faci bani, să ai o casă, viață decentă, orice om își dorește asta. Dar vreau să te chem la ceva mult mai înalt. Să muncești pentru împărăția mea. Nu pești, să pescuiești suflete. Dar ce mai vreau să desprind și de aici un gând pentru voi, indiferent de vocația ta, indiferent de meseria ta nobilă, oricine ai fi, scopul vieții pe acest pământ este să ne implicăm în împărăția lui Dumnezeu. Scopul suprem peste meseria mea, peste bisnisul meu. De aceea chiar punctul 4 cade bine peste invitația la implicare. Dragii mei, și dacă ești medic, și dacă ești astronaut, prim-ministru, trebuie să-ți găsești timp să te implici în cea mai nobilă chemare, mântuirea oamenilor. Și mă spun ceva tot din dezamăgirile mele. Când eu am făcut facultatea, în Biserica Penticostală subzida o idee că facultatea nu e pentru pocăiți. Poate vă surprinde că nu sunt foarte bătrân, dar am fost primul sau al doilea student din biserică în alt oraș. Se considera că n ce să cauți la Timișoara sau la Cluj, că te pierzi cu totul, că pocăiții nu merg la facultăți. Și nu glumesc, cred că am fost primul sau al doilea student din biserică. Apoi au mai venit câțiva, știu că fratele Cristi Boariu a venit de la vreo 3 sau 4 ani, printre primii studenți din biserică. Era o frică de școli. Acum e exact invers. Și mă bucur că am fost o paradigmă bună, un exemplu. Mă uită, ăsta au făcut facultăți și nu s-au pierdut în discoteci. V-am rămas bucăin. Și de atunci a fost ca o explozie în biserică. Mulți copii merg acum la Cruj, Timișoara, Iași, București să facă facultăți. Și eu mă bucur foarte mult de ieșirea pocăiților din ghetoul ăsta pentecostal. Da? Am început să studiem și noi, să ne elevăm puțin să... și mă bucur de asta. Însă am văzut oarecum o problemă aici. Unii dintre prietenii mei au ajuns prea absorbiți de ideea de, domne, sunt intelectual, eu sunt programator, eu sunt. și s-au pierdut spiritual. Oarecum bătrânii au avut parțial dreptate. Pentru că nu s-au implicat. Și văd tendința asta la părinți, sunt așa foarte preocupați să bage în voi școală. Copii care nu vin la biserică. Lunea are engleză, marți are franceză, miercuri are pian, joi are tenis, vrea să fie și Halep, vrea să fie și Beethoven. Nu știu, mi se pare, mă întreb, dar soră, vrei să faci prim-ministru? Ce vrei să faci din el? Meditație la șapte materii. Deci se insistă prea mult pe educația seculară și nu se mai implică copiii și tinerii în biserică. Și închei cu aceeași invitație. Oameni buni, nu există o carieră atât de nobilă încât să nu te implici în biserică. Dar nu te considera buricul pământului, că nu ești. Meseria ta, așa că operezi pe creier, nu știu ce meserie mai nobilă, sau ești cosmonaut, tu ești chemat dincolo de meseria ta, prin meseria ta, cum spuneam la punctul al doilea, și nu numai, în timpul tău liber, să te implici în răspândirea Evangheliei. Cu asta închei, dragi tineri, merită. Am prieteni care au ajuns intelectuali de mare succes, cunoscuți la nivel de oraș sau de țară. N-am să dau nume. Au fost colegi de generație. Eram mândri de ei că dintre pocăiți au ajuns medici, programatori, politicieni, ce au mai ajuns ei. Dar în final să știți că s-au pierdut spiritual. Am în minte doi profesioniști adevărați care mi-au fost prieteni și care cu biserica au rărit-o nu asta e voia lui Dumnezeu. Faceți-vă timp. Nu se învață în timpul tineretului. Da? Nu se învață în timpul repetiției de fanfară sau cor. Meditațiile nu se fac în timpul bisericii. Și aici din nou zic, am crescut într-o biserică sănătoasă, de luni până sâmbătă, eram în fiecare zi la biserică. Și uite, am făcut și trei facultăți. Și uite că am făcut și instrument, și uite că am și muncit. Nu înțeleg de ce unii tineri aleg cariera, meditațiile și văd soa biserica noi, nu mai vine, nu mai slujește, nu mai cântă la pian, nu mai dirigează, că ea are bacalaureatul. Dar stai puțin, dar tu înveți în ora de repetiție? Și în final am urmărit un pic, da? Note mediocre. Da, vezi, Doamne, nu mai vine, vezi că fata mea nu mai vine la corul de fete. Frate, are bacul anul ăsta. Bun, dar iese ministru. Și să știți că nu prea au succes oamenii ăștia. Faceți-vă timp pentru Dumnezeu și pentru biserică. Este oarecum chemarea cea mai înaltă, pe lângă meseria mea, în timpul meu liber. Și vreau să dezvoltăm în generația noastră ideea de voluntariat, oameni buni. Invitațiile astea au fost superbe. Învățați-vă să vă faceți timp. Să tăiați din muncă și să vă faceți timp pentru cea mai nobilă chemare, implicarea în împărăția lui Dumnezeu. Eu am ales să renunț chiar de tot la alte meserii și să mă implic doar să știți că merită. Dumnezeu plătește bine. Nu-i slogan, da? nu-i benihin, nu-i Evanghelia Prosperității. Dumnezeu plătește cel mai bine. Mai întreabă prietenii mei, unii chiar șocați, pentru că n-am fost un om serios neapărat la liceu și pretenarii de atunci, mă zic, dar cum te-ai făcut popă? Te-ai ajuns pastor, dar cum e aia? Hai să ne zici și nouă. Și mai zice că tu nu, bă, da, măcar faci bani. Adică tu nu mai tupei să așa, sau neamul, dar măcar Păstor, cum e aia? Măcar faci ceva. La toți le zic ceva. Un slogan frumos zic, măi, ca păstor, salariul e mai mic, dar pensia e mare. Dumnezeu știe să răspătească foarte bine. Am făcut școli. Dacă aș mai trăi, nu le-aș face. Pe toate. Nu mi se pare că sunt un mare om, că am făcut automatica. Sincer. Este o prea mare fâs mai nou cu facultățile astea și cred că acum fac prea mulți facultăți. De-aia sunt în fabrici oameni cu facultate Semn că n-au ajuns unde trebuie Însă Dacă aș mai trăi o dată M-aș implica mai mult pentru Dumnezeu Și nu regret că am fost și fanfarist Și la orchestră Și la corul bărbătesc Și la corul mix Quartete, octete, grupuri de bărbați Am slujit la spitale Apropo de implica Toate care au fost aici, cam toate în afară de media Că nu mă pricep la butoane Îngeam la spitale ani de zile Toate astea au meritat și sunt atât de mândru și de bucuros că m-am implicat pentru Dumnezeu. Pare absurd să fii păstor. Adică cei mai mormântezi și faci nunți, dar merită oameni buni. Cineva vrea să vină la consiliere mâine, cineva vrea o ungere astăzi, te duce la un bolnav. E atât de nobilă implicarea în viața altora. Mântuirea oamenilor mă bucur cel mai mult. Aș fi putut să fac bani și încă aș putea, însă îi mulțumesc Domnului că m-a chemat full time să mă implic în împărăția lui iar voi care n-aveți chemarea asta faceți-vă timp eu oarecum detest această paradigmă ascultătorii și specialiștii dar într-un fel am văzut specialiști aici perindându-se, vorbind foarte frumos dar nu uitați, Dumnezeu nu vrea să avem 800 de spectatori și 200 de, da, cor, ăștia care sunt inima lucrării, care se implică în toate. Dumnezeu vrea toți membrii Bisericii să se implice în mântuirea oamenilor, în lărgirea granițelor împărăției lui Dumnezeu. Și la asta zic Domnul să vă binecuvinteze. E închei aici. Dorindu-vă să fiți studenți mai buni, meseriași mai buni, medici mai buni, ingineri mai buni, programatori mai buni. Hristos să fie proslăvit prin ce face, să faceți cu pastiune ceea ce faceți. Dumnezeu va binecuvânta asta, implicați-L în toate, fiți ascultători, înțelegeți că este domn și peste business Dumnezeu, implicați-L pe El și într-un final nu uitați, cât ați fi de ocupați și de mari și tari. Și dacă operați pe Iohannis, faceți-vă timp să veniți pe la biserică și să vă implicați în evangelizare, în mântuire și în toate proiectele bisericii. Amin.